Iisus e singurul izvor, cei care îl beau nu mor. Voi însemnaților veniți din apă să soriți. Iisus e singurul izvor, cei care îl beau nu mor. Nu toți să-i gândăm pe Doamne, mulțumim că ne-ai ajutat să ajungem în
casa de rugăciune în această dimineață, în locul acesta. Te rugăm să binecuvântezi fiecare suflet care a pășit pragul casei tale și în locul acesta. Te rugăm, Doamne, să lași binecuvântarea ta, să lași cercetarea ta. Mulțumim că ești în mijlocul nostru ca un viteaz care poți ajuta, care poți binecuvânta, care poți cerceta inimile noastre, care ne poți face parte de călăuzire de care ne avem nevoie pe pământul acesta. Doamne, în ziua aceasta de duminică, îți mulțumim că suntem în viață. Mulțumim că ne-ai trezit din paturile noastre și mulțumim că ne-ai îndreptat gândul de a fi la timpul de rugăciune, la fi la slujba de înclinare. Te rugăm, Doamne, să binecuvinte sufletele noastre în prezența ta. Mulțumim pentru frații noștri care au venit să ne viziteze, să slujim împreună, să ne închinăm împreună. Te rugăm să-i binecuvintezi. Și orice slujire care se face în locul acesta să fie pentru folosul sufletului nostru, pentru mântuirea noastră, pentru duhovnicirea noastră, pentru creșterea noastră în credință, pentru scăparea noastră de păcatul care ne urmărește și pentru a ne pune încrederea în Domnul Iisus Hristos și în promisiunea că va veni să ne ia acasă. De aceea, Doamne, pentru cei care încă nu s-au predat viața mâinile tale, rog ca asta să fie o zi în care să le cerceteți inima, gândurile și viața lor să fie în rânduială cu Scripturile, cu gândul tău, cu cuvântul tău. Primește-ne înaintea ta pentru toată slava pe care o meriți de acum și în veci de veci. Amin. Amin. Ocupăm locurile și ascultăm fanfara lăudântă Domnul Pocântare, apoi vom citi un text din Scriptură și vom avea primul moment de rugăciune, apoi fratele Sorin. Fratele Sorin va avea un alt moment de rugăciune și ne-a rugat din nou cu frații. Haideți să ascultăm cântarea și să ne închidăm în rugăciune. Thank you.
14, versetul 17, pagina în Biblie pentru cei care ați luat cu dumneavoastră, să o aveți și să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu, să-L urmărim. Pagina în Biblie 1094. Romani, capitolul 1, pagina 1094. Eu sunt dator și grecilor și barbarilor, și celor învățați și celor neînvățați. Astfel, în ce mă privește pe mine, am o vie dorință să slăvestesc Evanghelia vouă celor din Roma. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Amin. Veniți să ocupați locurile. Câteva motive de rugăciune în această dimineață, în prima parte, cu frații din biserica noastră, apoi fratele păstor Sorin Maier, va aduce un alt motiv de rugăciune împreună cu frații Musafir. Am citit cuvântul acesta și sunt două cuvinte care mi-au sărit în fața ochilor. Cuvântul dator și cuvântul dorință. Apostolul Pavel spune că este dator. Și mă gândeam la faptul că dacă ești ales să conduci o comună, un sat, o țară, ești dator să faci lucrul acela. Dacă ești președinte, ai o datorie și trebuie să-ți faci datoria față de țară. Dacă ești profesor, ești dator să predai elevului și să-i înveți. Dacă ești contabil, ești dator să faci treaba, să faci contabilitatea, e o datorie. Dacă ești părinte, ești dator să-ți îndeplinești sarcinile în familie, e o datorie. Dacă ești soție, ai datorie față de soț. Dacă ești soț, ai datorie față de soție. Mi-am dat seama că toți avem datorii. Și dumneavoastră nu ne vă gândiți deja și la rata pe care o plătesc la bancă. Sunt datorii. Suntem datori să facem foarte multe lucruri pe pământul acesta. Dar Apostolul Pavel spune și el, uite, am și eu datorii. Sunt dator și grecilor. Cred că o să oprești ori de aia puțin mai veche și am sunat care. Este, am o datorie și față de greci, și față de barbari, și față de cei învățați, și față de cei neînvățați. E o datorie morală. E o datorie spirituală. Dar această datorie pe care o am, e mai mult decât datorie, spune Apostolul Pavel. Astfel, în ce mă privește pe mine, e mai mult decât o datorie. Am în inima mea o dorință vie, o dorință sinceră, un foc care lămâne, care mă arde, spune Apostolul Pavel, o vie dorință să vă vestesc Evanghelia vouă celor din Roma. De ce? Căci mie nu mi-este rușine de Evanghelia lui Hristos. Ce motive de rugăciune să avem când citim un astfel text din Scriptură? Am vrut să-i mulțumim Domnului că a fost o zi în care, vedeți, cineva a fost dator să predice Evanghelia. Cineva și-a făcut datoria să invite pe oameni, să asculte Cuvântul lui Dumnezeu. M-am bucurat că în zilele acestea, ieri am avut două zile de părtășie cu frați din întreaga țară, la Oradea, și stăteam înainte și după și împărtășeam cum Dumnezeu a schimbat viețile unor oameni, cum Dumnezeu le-a dus lumină, călăuzire, a intrat de a stârni ceva în viața lor și spunea, a fost cândva, cineva m-a invitat în 1970 la o biserică se predică Cuvântul lui Dumnezeu, că acolo este invitat un cor. Și am venit și am făcut datoria, mi-am făcut și o datoria față de colegul meu, față de prietenul care m-a invitat și m-am dus. Dar am ieșit de acolo altfel, pentru că Dumnezeu a cercetat inima mea. Vedeți, dincolo de datorie este o dorință vie, este o dorință sinceră. Trăim într-o lume în care de lucrurile de care n-ar trebui să ne fie rușine, ne este rușine. Și asta este mărturia, dreptatea, adevărul, propovăduirea Evangheliei. Și de lucrurile care ar trebui să ne fie rușine, nu ne mai este rușine. Asta e societatea în care trăim. Nu ne mai este rușine să mințim, să furăm, să bârfim,
să înjurăm, să suduim. Aud destul de des, peste drumul unde stăm, cum se comportă unii cu nepoți. Îmi dau seama că e în vârstă o diferență foarte mare. E foarte mare de vârstă. Îți pierd răbdarea la un moment dat, după o anumită vârstă. Dar asta nu te scuză ca să vorbești urât, ca să-l faci tântă rău sau cuvinte mult mai grele decât acestea. Nu te scuză. Trăim într-o lume ciudată. Și Apostolul Pavel spune, în inima mea este o datorie morală. Și Apostolul Pavel spune, această datorie nu este împinsă de politică, nu este împinsă de altceva decât de o dorință vie și sinceră, pentru că știu ce a făcut Domnul Iisus în viața mea. Voi fi să dedicăm la rugăciune. Slurile de spate, câteva surori, câțiva frați, în rugăciune scurte, spunem, Doamne, mulțumim că datorită Evangheliei care s-a predicat, dialogul anilor a cercetat și inima mea. Doamne, îți mulțumim că m-ai făcut copilul tău. Doamne, îți mulțumesc că pot să umblu cu tine pe cale. Doamne, ajută-mă să vivesc mai departe. Rugăciuni scurte din toată inima puselor din biserică, ne rugăm, Doamne. Pentru că ești cu noi și mulțumim, Doamne, pentru că ni te-ai descoperit și mulțumim, Doamne, pentru că ne-ai arătat dragostea ta cu Domnul Hristos. Mulțumim, Doamne, pentru că ne-ai răscumpărat și mulțumim, Doamne, pentru că ne-ai iertat păcatele. Mulțumim, Doamne. Rugăm așa de mult ca să ne-a ajut ca să putem să trăim o viață plăcută înaintea ta. Rugăm, Doamne, să sfințești în continuare viețile noastre. Mă rog, Doamne, ca să fim dus de toți sătinii noștri și așa, Doamne, ca toți împreună să putem să fim în gloria ta. Amin. Venim cu mulțumire înaintea ta să-ți mulțumim în dimineața aceasta, cât ai renuit bunătatea față de noi, Doamne. Da, Doamne. Îți mulțumim pentru dragostea ta, pentru iubirea ta, îți mulțumim că ai murit pe cruce pentru noi, îți mulțumim că ne-ai răscumpărat, Doamne, îți mulțumim, Tatăl nostru, și te rugăm, binecuvintează lucrarea din ziua de astăzi, binecuvintează cuvântul tău în inimile noastre, te laudăm și te preamărim și te rugăm să fii cu noi, cât cum trăi pe acest pământ, a ta să vezi cinstea, gloria, amin. Amin. Mulțumim, Tatăl nostru, din cer și pentru acest de sărbătoare. Îți mulțumim chiar și pentru cei care au pășit pragul casei tale. Să ne cercetezi pe fiecare casă, fiindcă în această viață, Doamne, am greșit toți, dar Tu ești bun și Tu nu vrei moartea păcătosului, Tu vrei întoarcere. Întoarce, Doamne, poporul Tău mai mult cu fața spre Tine. Mulțumim pentru frații care ne-au vizită în viața asta. Doamne, te rog, Doamne, Tatăl nostru din cer, chiar personal, îți mulțumesc pentru anii bătrânețe de care am ajuns. Te rog să mă întărești, să cercetezi familia mea, Doamne, întrebați ta. Te rugăm, Doamne, în numele Domnului Iisus, glorie ție. Amin. Amin. Îți mulțumesc și eu, Tată Ceresc, pentru mântuirea pe care am primit-o în dar prin jertfa Fiului Tău la Calvar. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că Tu l-ai dat pe singurul Tău Fiu, pentru că prin jertfa Lui noi să avem viață veșnică. Îți mulțumim, Doamne, pentru că chiar în acest moment Tu ne pregătești un loc acolo să fim și noi. Doamne, cercetează în continuare viețile noastre, Doamne. Doamne, fă ca și lucrarea de azi, Doamne, să fie o binecuvântare pentru inimile noastre, Doamne. Te rog să binecuvânteți cuvântul care va fi vestit, Doamne. Te rog să-ți întărești robul Tău cu puterea Duhului Tău cel Sfânt. Și nouă, Doamne, te rog să ne dai inimi pregătite pentru a asculta cuvântul Tău. Te lăudăm, Tată, și știm că vei lucra în continuare. Fii binecuvântat de acum și până în veci. Amin. 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 Bine, Doamne, și-ți mulțumesc și eu pentru această seară în care din nou putem să stăm înaintea Ta, din nou putem să stăm la cuvântul Tău. Te rog, Doamne, să cercetez cu fiecare inimă în parte, Doamne, Doamne, să dai Tu cuvântul Tău după nevoia fiecăruia, Doamne. Să ajută-ne, Doamne, să ne simțim mai mult pentru Tine. Amin. 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 Ocupăm locurile și cântăm împreună cântarea 199 din cântările albastre. Cântați pe Iisus cu iubire, căci El pentru noi s-a jertfit. 199, sper să mai găsiți câte o carte în banca bisericii. 199, cântați pe Iisus cu iubire. Cântați pe Iisus cu iubire, căci El pentru noi s-a jertfit. Lăudați-L și dați-L mărire, căci El pentru noi s-a jertfit.
Iisus e mereu printre noi. Veghim să avem siguranță, păstorul grijește de oi. Când ați venit în speranță, pe Cel ce e viu pururea, pe Domnul și Mântuitorul, ce veșnic ne va întruma. Când astăzi Umbărătorul, pe Cel ce e viu pururea, pe Domnul și Mântuitorul, ce veșnic ne va întruma. În fața frigiderului am schimbat câteva prânzi de creste și iar s-o spart.
Că de fiecare dată când soția deschide, pică ceva jos și ea se sparge și ea se sparge. Și tot am schimbat doctorul să regrese. De ce? Că le înghețăm acolo, nu mai putem de bine. Avem un congelator și în beci. Și avem atâta resursă. Și sunt atâția care mor de foame. Spune aici cuvântul, tu le dai hară la vreme. Domnul se dorește cei nevoiași. Amin. Îți deschizi mâna și satul după dorință, tot ce are viață. Domnul este drept în toate căile lui, milostiv în toate faptele lui. Domnul este lângă toți cei ce-l cheamă, lângă cei ce-l cheamă cu toată inima. Vă îndemn chiar dacă nu se vă rugați în viața asta cu voce tare, să ne rugăm doar noi de la campană. Strigați la Dumnezeu pentru orice nevoie aveți, pentru orice problemă, îndrăzniți. Puneți-l la încercare Dumnezeu, chemați-l în ajutor, faceți ceea ce spune aici Stalinistul. Ascultați îndemnul lui, Domnului drept și milostiv, îi lângă toți cei ce-l cheamă. Apelați la mila lui și la harul lui. Și vreau să închei, spune aici ultimul verset. El împlinește dorințele celor ce se tem de el. Le aude strigătul și îi scapă. Domnul păzește pe toți cei ce îl iubesc și nimicește pe toți cei răi. Aș vrea să ne uităm în inima noastră și va fi cuvânt în ziua de astăzi. Să privim în Scriptură, să privim la Dumnezeu și să privim în inima noastră. Și să vedem ce e acolo. Bunătate, dragoste, răbdare, pace. Nu e așa că noi avem îndoieri, nu e așa că noi avem frământări, avem probleme, suntem crispați. Nu mai e înainte de vot, unde e fratele Manuel, frații? Ce crispare a fost, zicea cineva, că a fost crispat, a fost stresat cu voturile. Și vin momente în viața noastră când depindem de o decizie a cuiva, uneori a noastră, a celor de lângă noi. Și suntem entuziasmați, suntem înfricoșați și avem anumite stări. Dar Dumnezeu cunoaște stările noastre și Dumnezeu vrea să ne dea izbăvire. Pe noi, cei care cântăm și rugăm pe Domnul, ultimul verset e pentru noi. Gura mea să vestească lauda Domnului și orice făptură să binecuvânteze numele Lui Cel Sfânt în veci de veci. Gura noastră astăzi, că am venit pregătit să cântăm, să lăsăm numele Domnului, dar Dumnezeu așteaptă de la fiecare. Psalmii se termină, ultimul verset din Psalm spune, tot ce are suflare se laude pe Domnul. Aveți suflare, trebuie să lăudați pe Dumnezeu, trebuie să vă închinați, să faceți ceva, să aduceți recunoștință și mulțumire pentru tot ceea ce făcut. Haideți în câteva îndrăjiri scurte, fiecare, o propoziție, un îndemn. Doamne sprijinește, Doamne mântuiește, Doamne îndreaptă, Doamne adu-i izbăvirea Ta peste noi și peste cei de aici în localitatea asta. Cum vi se ridică în picioare și cu cei de la afară, câteva îndrăjiri scurte. Binecuvântat să fii Tată din cer prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt, amin. Pentru că din veșnicii te-ai gândit la noi și ne-ai dat ziua de astăzi. Amin. Aici, în locul acesta, cerem prezența Duhului Sfânt peste noi, amin. Și cerem putere din partea Ta pentru cei nemântuiți. Cercetează satul acesta, binecuvintează cu har de pocăință și binecuvintează tot ceea ce are suflare. Amin. David mă din cinstit și onorat să fii Tată bun din ceruri de noi și astăzi și pentru contribuie acest om. Amin. 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 Tată noastră, te rugăm să te din ziua de astăzi, de fiecare zi. Amin. Cuvântul tău. Amin. Amin. Înaintea Ta, Doamne, totul este gol și ne descoperim, Doamne, cunoști nevoile noastre. Te rugăm, Doamne, ca mâna Ta cea tare să se atingă de noi fiecare, Doamne, să lucrezi mântuire, Doamne, în satul acesta. Partea mea, Tată Ceresc, ca Evanghelia Ta, Doamne, să propășească. Amin. Te rugăm și astăzi, îmbracă-ți lucrătorii, Doamne, amin. În putere și ungerea Domnului Tău cel Sfânt. Amin. Amin. Mulțumim. Amin. 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 Îți mulțumim că știi, ești Dumnezeu care vrei să transformi viețile noastre. Mulțumim. Vrei, Doamne, transformați de Tine, să fim harnici pentru Dumnezeu. Amin. 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 Mulțumim, Doamne, că ai continuat să ne faci atât de mult bine. Mulțumim, Doamne, că ai păzit casele noastre. Mulțumim că ne-ai păzit, Doamne, la plecare și la venire. Mulțumim, Doamne, că ai continuat să cercetezi viețile noastre prin cuvântul Tău. Și, Doamne, astăzi suntem aici ca să ne vedem încă o dată viețile mâine. Să te lăsăm pe Tine să le binecuvintezi. Să te lăsăm pe Tine să lucrezi la viața noastră. Să te lăsăm pe Tine să rezolvi problemele pe care avem în adâncul inimilor noastre. Dar, Doamne, mai mult decât atât, vrem ca inima noastră să fie dezlegată de orice fel de povară,
și vrem să învățăm să ne închinăm înaintea Ta. Vrem să avem o viață din belșug, așa cum a adus-o Domnul Iisus când a venit pe pământ și a spus că am venit ca să aduc viață, să aveți viață din belșug. Doamne, Te rugăm să ne umplim astfel de viață. Și bucuria mântuirii, bucuria cerului, să ne inunde viețile noastre, chiar și în valea suferinței. Am vrea să avem pacea Ta, am vrea să avem inima plină de nădejde și o minte curată, Doamne. Te rugăm să binecuvintezi pe toți cei care suntem aici, în felul acesta, ca Tu să îți împlinești făgăduințele Tale față de noi. Mulțumim că fiecare dintre noi asculta și împreună vrem să rostim ceea ce ne-a învățat Tatăl nostru, care ești în cerul. Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-mi nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Ocupăm locurile și ascultăm cântarea. În numele Domnului Iisus Hristos vă salut și doresc ca cel preanalt să vă binecuvinteze. Amin. Anii 70, 71, 72 am vizitat biserica din Oradea, de multe ori venind, biserica din loc venind de la Oradea cu corul aici. Nu în clădirea aceasta, în clădirea veche. Când tafa în fara de se cutramurau scândurile din tavan, când da corul și lăuda pe Domnul. Domnul să aducă vremuri de înviorare. Ce-a fost, iarăși va mai fi. Credeți numai că Dumnezeu e la cârma Universului. Amin? Amin. Omului Dumnezeu, Psalmul 90, versetul 10, spune: anii vieții noastre se ridică la 70 de ani. Pentru cei mai tari, la 80 de ani. Și lucrul cu care se mântrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere. Că trece iute și noi zburăm. Și cântarea pe care vrem să o cântăm spre slava Domnului, prima parte, sunt peregrin aici, în țară străină. Dar nu te duci singur dacă l-ai pe Hristos alături. Orice simțire l-am pe Iisus. Asta mă face așa voios. Că sunt moștean al cerului înalt și mântuire că am aflat. Voi ruga să cântați împreună cu noi. Și ultima cântare, sunt mântuit, sunt mântuit. Și cerul, cu siguranță, este a celor mântuiți. Slăviți să fie Domnul. Amin. Amin. Thank you.
dincolo de o datorie morală, am o bucurie inimă să vă salut cu toată dragostea și să vă spunem un bun venit la Casa de Rugăciune din Chișlaz, în această dimineață. Mulțumesc tuturor celor care sunt multe fețe noi, care ați acceptat o invitație de a fi la închinare cu noi, să ne bucurăm în această dimineață, să ne închinăm Domnului, să învățăm rugăciunea noastră în taină, poate cu o inimă plină de bucurie sau poate cu o inimă înfricoșată sau apăsată de tot felul de situații prin care putem să trecem în viața aceasta. Domnul este tăria noastră. Spune cuvântul Domnului în Psalmul 135. Știu că Domnul este mare. Știu că Domnul este mare. Cântați numele Lui că este binevoitor, spune Psalmul 135. Cântăm numele Domnului și mă rog ca să am cel puțin energia când o să ajung la vârsta fratului Popima. Mulțumim că împreună cu fratele Viță Rușcuț, împreună cu fratele păstor Nelu Băcuț, au acceptat invitația și ne-ați vizitat și pe noi să ne închinăm împreună, să aduceți un suflu de bucurie în închinare. Domnul să vă întărească. Auzi plină, s-a pus la dispoziția Domnului și când spui la dispoziția Domnului, înseamnă că se pun la dispoziția Domnului și cu trupul și cu resursele din buzunar. Nu că adunăm așa ceva, haide să mai invităm pe cineva, hai că plătim, hai că oamenii la dispoziția Domnului sunt la dispoziția Domnului. Domnul să vină cu viteze. Am chemat și autoritățile. Domnul primar transmite salut adunării noastre în această dimineață. N-a putut să fie cu noi. Mi-a spus că poate, dacă cumva ajunge pe la sfârșit, Domnul să vină cu viteze. Împreună cu viceprimar, împreună cu consilierii satului și Domnul să-i ajute să cârmuiască cu înțelepciune și cu frică de Domnul. Ne rugăm ca toți oamenii să cunoască pe Domnul în aceste vremuri, să se apropie de Domnul și să credem că Domnul are putere să lucreze și astăzi. Amin? Amin. Sunt familii tineri cu copii, ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze. Amin. Sunt frați și surori în vârstă care au dureri și suferințe în trup, ne rugăm ca Dumnezeu să-i păzească, să le aline durerea și să îi întărească în credință. Ne rugăm și pentru fratele nostru Gabriel, ca Domnul să-l întărească. Mulțumim pentru Daniel, că este aici, Domnul să-l te binecuvânteze și să ne întărească pe toți. Cu sănătate sau boală, să ne punem încrederea Domnului și să-l slujim așa cum dorește El. Și să ne anevoim, să ne dăm toate silințele, să-l urmăm pe Domnul până când ne vom întâlni cu El. Să Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Amin. Am vrea să avem un timp în care lăudăm pe Domnul prin cântare. Pamparul o să laude pe Domnul cu două cântări. După aceea se vor odihni puțin și vom asculta doi psalmi, cred că Albert și Amelia, cu prietenii noștri pe care ne-a binecuvântat Domnul, au început să memoreze și Scriptura și vor spune câteva versete din Scriptură, apoi din nou fanfara, apoi o mărturie, fanfara, fratele Sorin și ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze părtășia noastră. Amin! Amin. Ne bucurăm să fim în mijlocul dumneavoastră. Personal, sunt prima dată în localitatea aceasta. Am trecut, dar la biserică sunt pentru prima dată. Dumnezeu să binecuvânteze această localitate, să binecuvânteze proprietatea de aici. Amin. Noi suntem un grup de fanfară intitulat Fanfara Crișan. În urmă cu 7 ani, în februarie s-au făcut 7 ani, la Biserica Baptistă din Cotincleti am fost 7. Eu și cu încă 6 prieteni de noștri și eram din fosta regiune Crișana. Pentru că alături de Bihoreni, noi avem și din județul Arad. Și știți dumneavoastră cei cu părul cărunt, era regiunea Crișana, se ducea Beliu, puteai în vârful până Hărbatul Vârful. Era partea Aradului, era tot în regiunea Crișana. Ei, alături de cei cu care am început atunci, au mai venit și din Arad și de pe Mureș, dar au rămas titulatura Fanfara Crișana. Îi mulțumesc Domnului pentru fiecare din frații cu care colaborăm și venim. Și suntem o fanfară de misiune, cum spunea și fratele păstor. Punem și resurse și ce să facă în rezervă și venim să lăudăm și să mărim numele
celui mare și sfânt. Avem atâta de, o datorie atâta de mare să-i mulțumim pentru fiecare zi, pentru că în dorările Domnului nu s-au spus și bunătățile lor ajung la capă și în dorările se reuiesc în fiecare dimineață. Personal îi mulțumesc Domnului că sunt împreună cu soția și cu băiatul nostru, cu Daniel. El e un membru activ al grupului. Vine alături de noi peste tot, doar când are probleme de sănătate, nu vine. Și dacă vedeți acolo cameră de oameni, când nu poate să vină, mă întreabă unde ai fost, ce ai făcut, cine a cântat, și atunci înregistrăm și el acasă să pricepe. Tot avem că și îl punem pe televizor mare, mulțumim Domnului pentru el. Amin. Astăzi m-a întrebat un frate la, care m-a întâmpinat la sosire, Fanfara Crișana. Păi de unde sunteți? Astăzi am numărat, suntem din 11 biserici, din 11 fanfare. Să ne numărați dumneavoastră pe noi. Dar e o bucurie pentru noi. Îi spuneam fratelui de lângă mine, care e dirijor fanfare de la Gura Holz, din județul Arad, ce bine ar fi ca cu fratele de 60 și ceva de ani. 64? Să vă binecuvântează Domnul. Ar fi mai aproape de noi. Că am avea asigurat vocea fanfarei. Dumnezeu să-mi binecuvânteze pe fratele nașul. Dumnezeu vine de la Cehei, de lângă Șineu, Sfânghanie. Acolo vine și fratele care cântă la bas, fratele Dr. Duțu. Să-i binecuvânteze Domnul pe fratele nașul. În afară, înainte de a cânta, noi facem și grup de cor bărbătesc. Fratele Duțu ne acompaniază cu acordeonul, de marea pandurare și inviți pe frații din sală. Hai, veniți și să ne unim împreună. E o cântare arhi cunoscută și frații păstori să-L lăudăm pe Domnul. De marea pandurare, la memorul, patru pe mori. Și după care fratele Ovioan Nașu o să dirigeze fanfara din condițiile dumnealui, ale alte verzi, merge cu toată lumea. Doamne, haideți, vă rog frumos. Să vinți aici în față, aproape, alături de noi. Mergeți!
Dăm un apropo de altă. Oh.
Albert, cum s-a fost la microfon și că sunt ea. Încercăm să lăudăm numele Domnului într-o cântare puțin mai complicată. Am aici muzicanți de top. Domnul să-i binecuvinteze. Dintre toți cât sunt aici, doi au mai cântat cântarea. Dar ceilalți știu nota. Și o știu foarte bine. Ați cântat pe aia. După înviere, Domnul Iisus Hristos s-a întâlnit cu ucenicii Matei, capitolul 2, versetul 18. S-a apropiat de ei și a stat de vorbă cu ei. Și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din tot chijlazul. Amin? Amin. Amin. Și botezați-i numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Dar este o promisiune colosală acolo. Și iată, eu sunt cu voi, 2 sau 3, 5, 10, în toate zilele până la sfârșitul viacului. Amin. Amin. Nu poți merge să predici Evanghelia dacă nu ai voința Domnului în genunchi, voința ta îngenunchiată înaintea Domnului. A doua cântare, voința mea stă îngenunchiată. Iar cealaltă cântare, frumoase sunt cuvintele predicatorilor. Căci ei cuvântul Domnului seamănă aici jos. Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Amin. N-am auzit. Amin. Amin. Așa. Și ultima cântare. Nu
se apropie și clipa socoteală când vei da. Domnul să ne ajute ca la aceea socoteală să auzim vocea vinorog bun și credincios. Thank you.
Ne rugăm cuți, va împărtășim cuvânt din partea Domnului.
Ne rugăm ca Domnul să-L binecuvinteze, să lungă vorbire în cuvântul pe care l-a pus Domnul pe inimă și să aducă rod în inima noastră. Amin. Suntem de tare și ne apropiem de cuvânt. Ei în fiecare zi mergeau la casa Domnului cu nădejde. Știți care era nădejdea? Nădejdea revederii cu Domnul Iisus Hristos. Și noi cu toți astăzi îl așteptăm pe Domnul. Ia să vin. Amin. Cântarea pe care aș vrea să o cântăm cu toții, e o cântare care se cunoaște, spune al lui Iisus venire, curând, se apropie. Și nouă ne aduce ce? Bucurie, sau tristeză. Mireasa jos suspină după măreața când grăbește-ți venirea, Doamne. Amin. Amin. Al lui Iisus venire cu
Resursele sale și a răspuns împăratului,
stăpâne, nu sunt vrednic să primesc cadoul acesta. Alexandru cel Mare s-a uitat la el și a spus, eu nu-ți dăruiesc ție pentru ceea ce ești tu, ci ceea ce mă caracterizează pe mine. În această dimineață și în locul acesta de noi, nu este un împărat de pe pământ. Este împăratul împăraților, este Domnul domnilor, cel care a fost mort și este viu în vecii vecilor. Și în epistola pe care Petru scrie, în capitolul 1 din a doua sa epistolă și în versetul 3, Biblia ne spune, Dumnezeiască lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea Celui care ne-a chemat prin slava și puterea Lui. Amin. Prin prezența Domnului Iisus în locul acesta, El este Cel care ne oferă mântuire, ne-a promis Duhul Sfânt, l-a făgăduit și ni l-a trimis și ni l-a dăruit și ne oferă un loc în Împărăția Lui. Slăviți să fie numele Lui. Amin. În această întâlnire, atitudinea pe care o avem față de Cuvântul Lui Dumnezeu, fiecare dintre noi, va dovedi ceea ce suntem. Pentru că atunci când cineva îți oferă un dar, El trebuie primit. El trebuie acceptat. Și în Evanghelia după Matei, în capitolul 7, începând cu versetul 24, sunt cuvintele Domnului Iisus. Pe oricine aude aceste cuvinte al îndele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă, a dat ploaia și-au venit șuboaiele, a suflat vânturile și-au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Funcție de atitudinea și de decizia pe care o luăm în această zi vis-a-vis de Domnul Iisus, față de Cuvântul Lui Dumnezeu, față de darul Lui nespus de mare, care ne-a dăruit prin ceea ce este nemărginita putere a mărimii Lui Dumnezeu, dumnezeiasca Lui putere care ne oferă și viață pe pământ, și viață eternă, și viață veșnică. Va dovedi dacă avem înțelepciune, și dacă, sau dacă nu ne folosim înțelepciunea, pentru că, așa cum relatează Cuvântul Lui Dumnezeu prin Evanghelistul Matei, în capitolul 7, și pe vremea aceea și pe vremea noastră sunt intemperii și sunt atâtea lucruri care lovesc în casele noastre. Sunt case care se prăbușesc și sunt case care dăinuie, sunt case care rezistă. Vrei în această zi să alegi, vrei să decizi vis-a-vis de Domnul Iisus Hristos Mântuitorul, ca și casa ta să dăinuiască, ca și casa ta să reziste și casa ta să rămână să fie zidită pe stâncă sau alegi ca să fie prăbușită pentru viața aceasta și pentru veșnicie. Depinde de atitudinea noastră, de decizia noastră față de Domnul Iisus Mântuitorul, deoarece în Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 1, pasajul citit în această dimineață, din Cuvântul Lui Dumnezeu, Biblia ne prezintă misiunea Bisericii Non-Testamentale în lumea aceasta prin proclamarea unui mesaj confirmat. Când Teofilii scrie Teoluca scrie lui Timotei pasajul acesta din Sfânta Scriptură, dovedește și argumentează lucruri confirmate și lucruri care se pot verifica în baza Cuvântului Lui Dumnezeu. Astfel că în versetul 1 din pasajul acesta din Sfânta Scriptură, Cuvântul Lui Dumnezeu ne vorbește că Domnul Iisus Hristos este Cel care a venit în această lume, a adus un mesaj pe care l-a confirmat oamenilor de pe pământul acesta prin faptele săvârșite de Domnul Iisus în lucrarea Lui. Teofile, în cea din tâi cartea mea, am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni. Lucrarea Domnului Iisus Hristos pe pământul acesta este descrisă în Evanghelistul Luca, în capitolul 4, începând cu versetul 18 și până la versetul 19, când din cartea profetului Isaia, în sinagoga din Nazaret, Domnul Iisus Hristos proclamă lucrarea Lui, prezintă lucrarea Lui vremii de atunci, oamenilor de atunci și oamenilor din zilele noastre de astăzi. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să dăvăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război scopozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Lucrarea Domnului Iisus Hristos pe pământul acesta este o lucrare făcută în mijlocul oamenilor, este o lucrare făcută pentru oameni.
Și dacă în această zi suntem în casa lui Dumnezeu, este să înțelegem din cuvântul lui Dumnezeu că Mântuitorul, Domnul Iisus a venit în lume ca unul care a făcut o lucrare confirmată pentru mine și pentru tine, pentru mântuirea mea și pentru mântuirea ta. Dar au fost oameni care au fost mântuiți prin lucrarea Domnului Iisus, au fost oameni care afirmă și confirmă și susține lucrul acesta. Pot fi oamenii astăzi mântuiți prin lucrarea Domnului Iisus Hristos? Faptele Apostolilor, capitolul 4 și versetul 12, cuvântul lui Dumnezeu ne spune: în nimeni altul nu este mântuire, pentru că nu s-a dat sub cer un alt nume oamenilor în care trebuie să fim mântuiți, decât numele Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Când ne uităm pe paginile Sfintelor Scripturi, într-o localitate din Iudeia, în Ierihon, când Domnul Iisus Hristos a ajuns, a intrat într-o casă, a intrat într-o familie. Zacheu l-a primit cu bucurie, dorea să-l vadă și a vrut să-l aibă în casa lui. Și prezența Domnului Iisus în casa lui a dus mântuire. După mărturia și după mărturisirea lui Zacheu înaintea Domnului Iisus, Domnul Iisus ajunge să spună: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Prezența Domnului Iisus, lucrarea Domnului Iisus în lume, este să aducă mântuire în casa mea și în casa ta. Vrei mântuire în casa ta? Vrei mântuire pentru cei din familia ta? Vrei mântuire pentru tine? Iertarea păcatelor pentru tine și pentru cei din casa ta? Mă rog în această zi ca Domnul Dumnezeu să lucreze în viețile noastre. Și prezența Domnului Iisus Hristos dintre noi acum să aducă mântuire în fiecare casă, dintre cei care suntem în locul acesta, în fiecare casă din localitatea aceasta, din țara noastră și de pretutindeni. Într-o zi dorită de vară, Domnul Iisus a întâlnit, potrivit relatării Evangheliei după Ioan, în capitolul 4, la fântâna lui Iacov cu femeia samariteancă. Ea a venit să scoată apă, avea nevoie de apă în gospodărie, așa cum avem fiecare dintre noi, și cuvântul lui Dumnezeu ne spune, stând de vorbă cu această femeie, i-a oferit apa vieții veșnice. Ea a lăsat găleata la fântână, s-a dus în Samaria și a chemat pe toți samaritenii să vină să vadă un om care i-a spus tot adevărul. Și mărturia celor din Samaria a fost vis-a-vis de această femeie: am crezut în el datorită mărturiei tale, datorită mărturisirii tale, a mărturiei credinței tale. Nu mai credem în el datorită mărturiei credinței tale, ci pentru că noi l-am văzut, pentru că noi ne-am întâlnit cu Domnul Iisus, cu Fiul lui Dumnezeu, cu Mântuitorul. Această zi este deosebită pentru mine și pentru tine, pentru cei care suntem în casa Domnului. Este o zi în care ne putem întâlni cu Domnul Iisus. Este o zi de la care putem primi apa vieții veșnice, putem primi mântuirea, așa cum a primit-o și femeia samariteancă. Domnul Iisus a avut o familie dragă în Betania și în locul acela, în casa aceea, erau trei persoane care locuiau: Lazar, Marta și Maria. Și despre Marta, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Mântuitorul era în trecere prin localitatea lor, l-a primit în casa ei. Maria s-a așezat jos la picioarele Domnului Iisus, asculta cuvintele lui și Lazar a fost înviat din morți. O casă deosebită, iubită de Domnul Iisus, care l-a iubit pe Domnul Iisus Mântuitorul. N-ai vrea în această zi să-L primești pe Domnul Iisus în casa ta, să fii cel, să fii cel din casa ta, să fii acea femeie din casa ta care să-L primească pe Domnul Iisus și ceilalți din casa ta să asculte cuvântul Domnului Iisus, să asculte cuvântul Mântuitorului. Și cei care sunt morți în păcat să ajungă să trăiască o viață nouă prin Domnul Iisus Hristos și prin mântuirea adusă de El. Să fie aduși din morți la viață. Este lucrarea făcută de Domnul Iisus. Este lucrarea confirmată de cuvântul lui Dumnezeu. De oamenii care au fost mântuiți, care au avut experiență personală a mântuirii cu Domnul Iisus Hristos Mântuitorul. Proclamarea mesajului pentru biserică, a misiunii bisericii nou testamentale, este și datorită faptelor Duhului Sfânt. Și în sensul acesta, cuvântul lui Dumnezeu ne arată în versetul 2 din capitolul 1 al cărții Faptelor Apostolilor: de la început, în ziua care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care îi alesese. Cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă în pasajul acesta că, înainte de înălțarea sa la cer, Domnul Iisus a dat porunci ucenicilor care mai târziu au devenit apostolii Mântuitorului, porunci valabile până astăzi pentru cei din zilele noastre, pentru bisericile de astăzi și pentru fiecare dintre noi. În Faptele Apostolilor, capitolul 4, începând cu versetul 18, cuvântul lui Dumnezeu ne spune:
Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere. Pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Noi suntem martori a tot ce a făcut el în țara iudeilor și în Ierusalim. Și l-a omorât atârnându-l pe lemn. Dar Dumnezeu l-a înviat din morți și a treia zi a îngăduit să se arate nu la Totorogul, ci nouă martorilor celor aleși mai dinainte de Dumnezeu. Nouă, care am mâncat și am băut împreună cu el după ce am înviat din morți. Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că el a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și al celor morți. Toți prorocii mărturisesc despre el, că oricine crede în el capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Cine are credință în Domnul Iisus, în moartea și în jertfa lui de la Calvar, în învierea Domnului Iisus Hristos, capătă iertarea păcatelor, primește iertarea păcatelor. În sensul acesta, Domnul Iisus, după învierea sa dintre cei morți, a spus ucenicilor săi, toată puterea mea a fost dată în cer și pe pământ. Ce putere are Domnul Iisus? A avut putere să înmulțească pâinile și peștii, a avut putere să îl prindă pe Petru de mână ca să nu se afunde în valurile mării, a avut putere ca să umple deseori greaja cu pești a ucenicilor și corabia cu pești a ucenicilor, a avut putere să învie din morți și a avut putere să aducă viață veșnică. În sensul acesta, cuvântul lui Dumnezeu ne spune o mărturie pe care a făcut-o Domnul Iisus despre sine înainte unui om bolnav. Ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc, a zis el slăbăriogului, ridică statul, umblă și du-te acasă. Puterea Domnului Iisus este puterea care aduce mântuire, este puterea care iartă păcatul, este puterea care iartă fără de legea, este puterea care iartă orice trecut. Ne vrem în această zi să cunoști această putere.